sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul Cuvios, Sava cel Sfințit și Sfântul Ierar Nectarii de la Evina, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, pe numele Tatălui, Biserica Paraclisa, unui așezământ medical aflat în apropierea capitalei, a primit marți 5 decembrie ungerea cu Sfântul și Marele Mir din mâinile preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie s-au săvârșit în prezența personalului medical, a pacienților și a rudelor acestora. Biserica a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Sava cel Sfințit și a Sfântului Nectarie de la Eghina, prin mijlocirile cărora mulți bolnavi și-au aflat vindecare sau alinare în suferințe. Alina Andreea Ion, managerul spitalului și ctitorul acestui lăcaș, a descoperit credința de când era copil. Avea 9 ani atunci când i-a făgăduit lui Dumnezeu că va ridica o biserică. Am făcut prima oară biserica din Telorman, satul Merișan, comuna Băbăița. Și a doilea lucru, am început construirea spitalului. Un spital cu probleme, un spital în care pacienții au probleme grave de sănătate, respectiv accidente vasculare, accidente de mașină, fracturi, pacienții vin imobilizați și cred că sunt în partea cea mai grea a medicinii, aceea în care îi învățăm din nou să vorbească, să meargă. Și mai mult de atât, învață aici, învățăm împreună să-L găsim pe bunul Dumnezeu. Într-o unitate spitalicească, personalul medical împreună cu bolnavii formează o comunitate. Nevoia de a fi mai aproape de Dumnezeu prin biserică devine mai evidentă pentru cei aflați în suferință și pentru cei meniți a o alina. În 2022 am luat hotărârea de a lua, mergând în pelerinaj în Grecia, de a aduce o bisericuță din Grecia. Discutăm cu pacienții și arătându-le la fiecare pelerinaj pe care îl fac, arătându-le fotografii din Grecia, le-au plăcut foarte tare cum sunt bisericuțele din Grecia. Și am promis unui pacient că voi aduce o bisericuță din Grecia. Și atunci ea a fost acolo construită și adusă pe un trailer aici în spital. Ea poartă hramul cu binecuvântarea prefericitului, poartă hramul Sfântului Sava cel Sfințit și al Sfântului Nectarie. Am fost binecuvântat și avem părticele ale Sfântului Nectarie, vindecătorul de boli, de boli incurabile, vindecătorul sufletelor, mângâietorul inimilor noastre. Avem moaștele Sfântului Nichifor Leprosu și moaștele întâiului mucenic, întâiului apostol Ștefan. Toate acestea pentru ei înseamnă în egală măsură 50-50%, 50% exercițiile și tratamentul medical, 50% tratamentul spiritual, cel de suflet. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. A fost o improvizație, un birou transformat în paraclis, unde acolo mergeam și Sfânta Taina Mărturisirii și în salon obligatoriu pentru Sfânta Mărturisire, pentru Sfânta Împărtășanie. Nu vă ascund faptul că mulți bolnavi trebuia să comunic cu dânsii printr-un sistem mimico-gestual, pentru că erau în imposibilitatea de a dialoga, dar totuși ne sensibilizam la întrebările pe care le puneam lor și dialogam în felul acesta să le dau această arvună nefurată a Sfintei Împărtășanii. Rolul credinței în procesul de vindecare trupească și sufletească s-a făcut simțit încă din perioada apostolică. Sfântul Evanghelist Luca era doctor și a îmbinat cunoștințele medicale cu harismele obținute prin slujirea lui Hristos. Așezământul medical, aflat sub ocrotirea Sfântului Sava, este specializat în recuperare medicală și îngrijiri paliative. După cum a constatat personalul medical,
Un rol important în procesul de recuperare îl are credința. Da, pacienții sunt credincioși, iar noi îi tratăm pe ei aici, ca pe Mântuitorul în pat și ca pe Măicuța Domnului în pat. Noi îi rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere și prin mâinile angajaților spitalului să-și facă Dumnezeu minunile. Și întotdeauna ei caută și cer să fie duși la biserică, să fie împărtășiți, să fie spovediți. Mulți dintre ei, pentru că avem și copii de 18-19 ani, chiar și mai mari, s-au spovedit, s-au împărtășit aici prima oară. Am stat de vorbă cu ei despre ce înseamnă credința și lăsându-se în voia Bunului Dumnezeu, crezând și dându-ne cu mir și făcându-și cruce, au văzut că încep să meargă mai ușor, că recuperarea este mult, mult mai rapidă decât era cu o zi înainte, lăsându-ne în voia Bunului Dumnezeu, că până la urmă ziua de astăzi este a noastră, ziua de mâine noștri. Sunt multe miracole care s-au făcut aici. Pacienți fără nicio speranță. Le puteți găsi, avem un site al nostru în care ei singuri vorbesc. Nu aveau nicio șansă și da, au plecat pe picioare. Au durat 3 luni, 4 luni, dar au învățat să vorbească, au învățat să meargă și nu există ceva mai frumos pe lumea asta decât să vezi cum reușești să faci primul pas, cum reușești să spui primul A sau cum înveți să spui din nou mama. Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie ceea ce noi trăim aici. Măi, văd minuni în fiecare zi. Să veniți o zi pendelete, să de dimineață până seara sunt aici un personal ostenitor, osturduitor, care se îngrijesc de bolnavi. Dumneavoastră, când intrați pe porțile acestui așezământ socio-creștin, o să vedeți grija față pentru pacient. Și vă mai spun un lucru care o să vă entuziasmeze. Suntem la capacitate maximă 100 de pacienți, iar personalul slujitor acestor bolnavi în stare de jertfă sunt 180. Cu asta am spus totul. Un rol important în viața comunității formate în jurul acestui așezământ îl au maicile de la Mănăstirea Pasăre. Vizitele pe care bolnavii le efectuează la mănăstire le ușurează povara suferinței și le sporește nădejdea în vindecare. Îmi place să spun și cu îngăduirea Maicii Starețe Mihaela Costache, să spun că suntem o aripă mică a Mănăstirii Pasărea și primim povețe și învățături de la Măicuța Stareță și de la măicuțele din Mănăstirea Pasărea. Și mi-au cerut să fie duși acolo. Și fiecare dintre ei își doresc să ajungă să se roage. Mai mult de atât, avem aparținătorii. Când vorbim de un copil de 18-19 ani și eu am două fete, 23 și 20 de ani, vorbim de părinți ale căror lacrimi nu se opresc niciodată din ochi. Și sigur că eu le cer să le zâmbească și ei au puterea, Dumnezeu le dă puterea de a le zâmbi atunci când vorbesc cu familia lor, dar pe urmă merg în bisericuță și stau ei cu Dumnezeu și cu psaltirea în mână. Și atunci este mângâierea pe care le oferim și aparținătorilor. Medicina este o vocație, slujirea lui Dumnezeu prin știința medicală, o chemare. În așezământul aflat sub ocrotirea Sfântului Sava, 180 de cadre medicale se ocupă de îngrijirea celor aflați în suferință. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu personal extraordinar de bun, cu mâini de aur, aș putea să spun, de la medici, asistenți, infirmiere, kinetoterapeuți, bucătărie, recepție, nu se poate una fără alta. Mâncarea trebuie să fie extraordinară, locația trebuie să fie extraordinară. Gândirea mea a fost, asumându-mi să iau cazurile cele mai grave, care de foarte multe ori, deci nu poți începe acest drum fiind foarte, foarte grav, și atunci am spus că au luni de zile de spital normal, un spital în care nu simt căldura. Și atunci am gândit că trebuie să le fac să se simt acasă. Și foarte mulți dintre ei spun că sunt acasă. Sfântul Vasile cel Mare spunea că harul lui Dumnezeu lucrează mult în omul bolnav dacă nu se împotrivește încercărilor și nădăjduiește în vindecare. Pastorația Bisericii a prevăzut întotdeauna ca lângă spitale să fie și un spațiu de închinare,
pentru că prin slujirea preotului de caritate, numit așa pentru că cei care slujesc lângă spitale sau instituții acestea de îngrijire a bolnavilor, sunt numiți preoți de caritate. Și prin lucrarea aceasta, pacienților, celor care sunt în suferință, li se asigură pe lângă îngrijirea medicală și îngrijire duhovnicească. Iar experiența pastorală a preoților de caritate arată faptul că este foarte important pentru că cei care sunt în suferință, cei care sunt în boală, cei care au aceste încercări în viață să fie povățuiți, să fie sprijiniți printr-o convorbire duhovnicească, prin rugăciune permanentă și stăruitoare, prin administrarea Sfintelor Taine, spovedania, Sfânta Împărtășanie și astfel îi se întăresc nu doar trupește, ci și sufletește. Binecuvântarea Domnului s-a pogorât asupra slujitorilor altarului și a credincioșilor care au participat la slujba de sfințire a lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre viața și încercările Sfântului Cuvios Sava, ocrotitorul așezământului, care a rămas în amintirea bisericii ca un mare iubitor al slujbelor. Ne rugăm ca Sfântul Sava să ocrotească această bisericuță, să ajute la zidirea uneia mai mari, să răsplătească familiei de ctitori și tuturor celor care iubesc pomenirea lui. Și de asemenea ne rugăm ca Sfântul Sava să ocrotească acest cămin, acest spital care alină suferințele atâtor formate. La final, preasfințitul episcop Timotei a oferit mai multe distincții și ordine din partea preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Managerul spitalului, Alina Andreea Ion, a primit ordinul Crucea Maria Brâncoveanu, iar soțul acesteia, Gheorghe Adrian Uritescu, ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni. Părintelui pensionar, Vasile Guțea, i-a fost înmânat ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, iar maica stavroforă, Mihaela Costache, stareța mănăstirii Pasărea, a primit diploma omagială a anului 2023 cu medalie comemorativă. Aceeași distincție le-a fost încredințată preoților Vladimir Rapte de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și Ionel Ilie de la Parohia Merișani din Episcopia Alexandriei și Telormanului. Spuneți-mi ce planuri de viitor aveți? Să vindecăm cât mai mulți oameni, să ne învețe Dumnezeu, să ne îndrume pașii pentru a vindeca cât mai mulți oameni. Să-i aleagă El pe cei care trebuie să vină aici, iar pe noi să ne lumineze mințile, să ne dăruiască putere și dragoste foarte mare, atât mie cât și angajaților, să putem să-i vindecăm, să le fim mamă, tată, frate, soră, pentru că ei înseamnă totul pentru noi și noi totul pentru ei. Să ne luăm puterea din zâmbetul pe care l-au în privire.